Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi încerca să lucrez pentru dumneavoastră un alt model de floare care poate fi folosită ca aplicație pe un coșuleț, pe o rochiță pentru copii, indiferent pentru ceea ce doriți dumneavoastră. Pentru aceasta eu voi lucra cu firul Bravo și voi folosi croșetul cu numărul 3. Va fi un model foarte ușor, foarte simplu pentru doamnele începătoare și apoi vom avea nevoie de o mărgeluță un pic mai dimensiuni un pic mai mare. Fie de culoare roșie, fie de culoare roz, chiar și alb, o culoare care oricum să fie în nuanță cu firul cu care veți executa această floare. După care vom avea nevoie de foarfece și vom avea nevoie de un ac pentru lână, cel cu gaura foarte, foarte mare. Acum am încercat în această dimineață să schimb modalitatea de a firma pentru a vedea dacă în felul acesta reușiți să vedeți cum trebuie și dacă reușiți să mă auziți cum trebuie. Pentru a lucra această floare vom începe în felul următor. În cercul magic, pentru început, vom lucra un număr de trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. 2 și al treilea. Eu sper foarte mult ca acest mod de a firma să se vadă și apoi voi lucra alte 21 de piciorușe duble, deci vom avea nevoie de un total de 22 astfel de piciorușe. Modelul în sine este foarte simplu, este accesibil doamnelor începătoare. Eu încerc cu acest tutorial scurt pentru că am câteva zile de când practic nu reușesc să filmez și să încarc nimic, deoarece nu este internet și de multe ori chiar nici telefonul nu funcționează. Nu știu motivul, probabil sunt lucrări la repetitorii care ne conectează cu internetul. Din cauza aceasta sunt aceste probleme. Deci, așa cum vă spuneam, vom face un număr de 22 de piciorușe duble în cercul magic și apoi veți vedea cât de ușor vom realiza această floare. O puteți folosi chiar și în decorațiunile pentru Paști. Cine dorește să facă coroniță pentru pus la ușă. Eu sper că reușiți să vedeți mișcările mele, modul în care execut și apoi piciorușul dublu este foarte simplu pentru fiecare. Avem 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15. Okay.
20, 21, 22. Deci avem cele 22 de piciorușe duble. Vom închide cercul magic, vom așeza bine lucrarea. În modul în care să fie cercul perfect rotund și vom închide aici în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu piciorușa alunecat. Deci am realizat partea cea mai importantă a lucrării. Acum voi continua lucrând în felul următor. Un ochi de lanț și apoi mă voi deplasa în următorul picioruș și voi face un picioruș scurt. Un ochi de lanț, mă voi deplasa în următorul picioruș, voi face un picioruș scurt. Un ochi de lanț și în felul acesta vom continua până la jumătatea acestei petale, pentru că aceasta va fi petala, una dintre petalele florii. Îmi pare foarte rău că nici măcar în ziua în care a fost concursul pentru 8 martie nu am putut să fiu alături de dumneavoastră și zilele acestea nu am fost prezentă pe grup exact din cauza internetului, lucru ce mă deranjează foarte mult, pentru că nu pot să-mi desfășor activitatea în cadrul grupului. Acum voi număra și avem 2, 4, 6, 8, 9, 10. Continuă. Numărul dată, 2, 4, 6, 8, 10. Și aici, în mijlocul florii, vom face un picot. Deci vom face 3 ochiuri de lanț, pe care apoi le vom închide cu fir alunecat. Voi face un picioruș scurt și voi continua cu lucrarea. Voi lucra exact în același mod, un ochi de lanț, un piciorul scurt în ochiul următor. Această ocazie vreau să felicit pe doamna care a câștigat concursul pentru 8 martie. Am ajuns la capătul acestui rând, iar acum voi închide lucrarea cu piciorul alunecat. Voi scurta firul și voi închide, voi ascunde pe dos firul care ne-a rămas . Eu ascund cu croșetul,
Vă rog să-mi scuzați și vocea, sunt răcită, am câteva zile de când sunt foarte răcită, pentru că timpul este schimbător aici, când este cald, când este frig, și de aceea vocea mea este așa, cu o frecvență joasă. Deci am ascuns acest fir, vom ascunde și acest alt, cel de-al doilea. Acum vom scurta capetele de fire care au rămas. Vom da de o parte. Deci asta este una dintre petale. Voi lucra în alta, special pentru dumneavoastră. Sper să focalizez mai bine. Și din nou voi începe ca și data trecută, în cercul magic. Voi pleca cu trei ochiuri de lanț. Unu, doi, al treilea, care, așa cum vă spuneam, ține locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând în total de 22 de piciorușe duble. Așa cum au spus câteva dintre doamne, nu se observă bine ceea ce lucrez. Din cauza aceasta încerc diferite moduri de a filma, pentru că a face un tutorial foarte explicit și filmat bine în același timp este foarte dificil. Camera trebuie poziționată într-un anumit mod. Întotdeauna nu știu dacă este data în care ai succes, în care reușești să prinzi totul cum trebuie. De aceea, așa cum știți, nici eu nu sunt foarte veche, chiar dacă lucrez de mult timp, în a firma sunt nouă, să spunem, și întotdeauna experimentez. La început filmam cu telefonul, dar pentru croșet este mult mai nimerit să filmăm cu camera. Și de aceea uneori nu se vede bine, volumul este la maxim, vocea mea este înceată de obicei. Cu sonorul nu pot să fac nimic mai mult. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18. Vom lucra alte 4 piciorușe duble pentru a avea numărul de 22. Dacă acest mod este cel corect, voi continua cu un alt tutorial foarte, foarte repede, în care vom lucra ceva nou, ceva care cred că vă va face plăcere. Am așezat acum bine aici în cercul magic și voi închide
cu piciorul și alunecat. Așa, felul ăsta rotundul este perfect. Și voi începe așa cum ați văzut din nou, un ochi de lanț, voi intra în următorul picioruș din rândul anterior și voi continua să lucrez. Piciorul scurt, un ochi de lanț, un picioruș scurt, până când vom ajunge la jumătatea acestei petale. Următorul proiect va fi un pic mai interesant pentru dumneavoastră, pentru că voi îmbina două stiluri de croșet, croșetul nostru tradițional și croșetul tunisian, și sper foarte mult că vă va place. Încerc întotdeauna să vin cu ceva nou. Așa cum vă spuneam, toate tutorialele pe care eu le execut doar pentru grupul nostru și pentru canalul meu de YouTube. Acum voi face picot, voi închide cu piciorul și alunecat, se face un ochi de la și voi continua exact ca la cealaltă petală. Cum v-am spus de nenumărate ori, toată admirația pentru doamnele care fac tutoriale, pentru că nu este ușor. Și din nou, cum vă spuneam, tot ceea ce lucrez este strict pentru grupul nostru și pentru canalul meu de YouTube. Fiind vorba de canalul de YouTube, vă mulțumesc doamnelor care v-ați înscris, celor care ați dat like la postarea pentru concurs, celor care mă urmăriți. Acum am ajuns la capătul rândului și voi închide cu piciorul alunecat. Vă rog în continuare să fiți alături de noi. Vreau să vă mulțumesc tuturor care în fiecare zi sunteți prezente pe grup cu lucrările dumneavoastră, celor care urmăriți tutorialele mele și lucrați după ele. Vă rog să vă înscrieți pe YouTube, pentru că așa vom purta mai departe acest canal, acest grup, în care, după cum vedeți, încerc să fiu foarte corectă, să păstrăm acel mod civilizat și de respect reciproc care s-a creat pe pagina acestui grup. Doamnele care sunt prezente în fiecare zi, vreau să le mulțumesc foarte mult. Doamnelor care dau like-uri și comentarii la tutorialele mele, fie pe YouTube, fie pe Facebook, le mulțumesc din suflet pentru susținerea lor, așa cum mulțumesc fiecăreia dintre dumneavoastră. Abonându-vă pe canalul de YouTube, abonându-vă, pentru că în realitate nu trebuie să plătiți nimic. A vă înscrie pe canalul de YouTube înseamnă să fiți la curent cu tot, în timp real, cu tot ceea ce eu lucrez și aveți șanse foarte mari ca în momentul în care este un concurs să faceți parte din acest concurs. După cum ați văzut, de fiecare dată ofer un premiu, să spunem, destul de substanțial,
o sumă în care, din care câștigătoarea să-și poată lua ceea ce dorește, fie pentru a putea lucra, fie în sfârșit ceea ce are nevoie. După cum vedeți, eu am pregătit alte petale înainte, vom avea nevoie de un număr de 6. Și apoi voi lua firul cu ață de aceeași culoare, voi lua fiecare petală, o voi pune în două, în felul acesta. Deci aici este primul picioruș pe care l-am executat. De la primul picioruș vom intra în cel de-al doilea. Iar apoi, deci avem două, aici trei, patru, voi intra în cel de-al cincilea și voi închide petala în felul acesta. În felul acesta trebuie să se prezinte. Apoi voi continua cu următoarea, exact aceleași mișcări. Vor fi cele 5 ochiuri. Vom coase petală cu petală. După cum vedeți, sunt 6. Și în felul acesta vom forma floarea. Este foarte ușor de realizat, chiar și pentru doamnele, așa cum vă spuneam, începătoare, pentru că fiecare dintre dumneavoastră știți cum să faceți aceste ochiuri foarte simple, nu este nimic greu. Toate aceste tutoriale care eu le lucrez între timp, le voi stoca aici pe laptop și în momentul în care toate aceste deranjamente care sunt cu internetul, eu voi încerca rând pe rând să le încarc pe YouTube. Le voi programa și le voi încărca. Între timp încerc să merg înainte cu lucrările și astfel să putem ajunge la o concluzie, să putem lucra. După cum vedeți, am cusut între ele toate cele 6 petale. Acum voi intra din nou cu acul aici în prima și vom închide floarea. Vom aranja petalele între ele pentru a le da o formă de floare, după cum vedeți. Voi închide pe spate. Voi încerca ca totul să fie cât mai corect aranjat. Felul acesta. Iar aici în mijloc voi aplica mărgeluța. Sper că acul meu să treacă prin acea mărgeluță.
și da, uitați-vă că sunt norocoasă și trece. Voi intra din nou de desubt cu coacul. La mărgeluța bine aici să se vadă frumos și voi închide totul prinde încet și aici pe spate fiecare petală pentru a da mai multă siguranță lucrării și va menține forma, bineînțeles, floarea. Sper să vă placă. Sper să vă fie de ajutor. Întotdeauna încerc să vă arăt câte ceva nou din ceea ce știu. Alte ori învăț împreună cu dumneavoastră, pentru că așa cum știți, este întotdeauna de învățat. Acum, din moment ce am fixat totul, voi închide. Vom scurta apoi firul, după ce voi face două noduri aici. Scurtăm firul. Și aceasta este ceea ce am dorit să lucrăm astăzi. Așa cum vă spuneam, sper ca totul să vă fie de folos. Rezultatul este acesta. Sunt Tatiana Andrie și vă mulțumesc pentru atenție. Vă rog să lăsați un comentariu la această lucrare. Vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube și mi-ar face mare plăcere să văd din lucrările mele pe pagina grupului. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș și ne revedem cât de curând.